Mergem repede și mai departe și ne bucurăm de prezența următoarei concurente care, da, și ea s-a transformat cumva. Să o analizăm îndeaproape și pe ea și ținuta, bineînțeles. Diana. Diana, cum cântai tu și te mângâiai așa? Mă mângâi frumos. Singură pe mine, că n-are cine să mă mângâi. Nu mă zăpăci. Asta chiar... Nu știu acum, ce să zic. Adică n-are cine acum, în secunda asta, când vorbim, dar să știi că noi, eu oricând nu mă ofer dacă vreau una. Diana, puiule, din două vorbe, trei sunt signal. Tot ce spune concurenta Ilinca este o trimitere către un cineva, un signal. Să le spunem și o poveste frumoasă celor de acasă, poate, poate. Da, Raluca, mă duc la un Fashion Week, la Chișinău, la mine, la prietena mea, să o susțin. Da, frumoasă sunt. Așa, să o susții unde, cum? Să o susțin acolo, la show, care are brandul ei, și să vin și eu să o susțin. Am înțeles. Și te-a și ajutat cu ținuta, ți-am promutat ceva? Da, înainte chiar m-a ajutat, luam de la ea haine, adică. Ok, a frumos. Și ai multe prietene așa în domeniu care se ocupă cu... Da, am prieteni în domeniu, dar stau acolo mai mult. Păi și au zis că pachete, vor să colete. Se mute la București, dar trebuie să mai crească, să mai lucreze. Am înțeles. Bine, Diana, mă bucur că îmi povestiți lucruri din experiența voastră personală. Revenind la competiția noastră, ți-ai cam șocat puțin colegele în ediția Concept de Vineri. Știu, Ilinca. Ce te-a adus în starea respectivă în care ai scos acele informații? Știu că e bine să accepți critica și e normal și o accept. Dar când toate depunem suflet aici, nu e ca și cum. Și când sunt persoane care spun așa cu răutate, că, că tu nu ești de bravo, astil, că nu știu ce, te enervezi. Nu știu, așa, fără să vrei să arunci cu ceva, că n-ai cum, adică te enervezi. Și eu sunt o persoană recunosc vulcanică. Uneori asta e o problemă. Trebuie să știu să mă controlez, dar nici într-un caz faptul că am zis că eu iau pe cineva la bătaie, mă fac la propriu, Doamne ferește. Am zis-o la și gurat. Păi Alexandra mi-a zis că eu nu sunt de bravo, ai știri și n-am cicat aici. Cum să nu te enervezi? Fără să vrei te enervezi, că toți depun suflet și timp și orice. Refuzi multe chestii și cineva spune așa. Că am așa stil, nu înseamnă că nu sunt de bravo, ai știri. Dar... Nu vreau să intru în detalii, că n-are sens. Mie îmi place când cineva îmi zice așa, că mă încurajează mai mult. Pur și simplu am avut pe moment o reacție urâtă, să spunem așa. Chiar urâtă. Era foarte enervată și foarte agitată și părea că ăsta e cumva... Asta e o reacție la nervi, dar cumva realmente... Părea că e pornit așa... Da, a fost o... Plus că am auzit-o și la telefon după ce s-a terminat, vorbea la telefon cu cineva și era la fel de supărată și agresivă verbal. Dar am rămas efectiv șocată de reacția ei și de alte reacții pe care le-am auzit într-o conversație pe care o avea la telefon după ce s-a terminat gala. Pe aici, pe culoar, vorbea tare, nu pot să reproduc ce zis, că trebuie să-mi puneți bipuri. Pe ele... Sunt disperate după niște note în gală, de parcă Bravo Istil este totul în viața lor. Este, draga mea. Noi pentru asta suntem aici, să ne facem treaba. Eu consider că dacă ai o părere, trebuie să o menții până la capăt și o să zic asta, o să
Asta înseamnă că dacă eu mi-am cerut scuze de la fete, de exemplu, că am putut să spun că sar la bătaie și nu la modul gen, asta nu înseamnă că eu nu mențin părerea mea mai departe, doar că nu o să fiu atât de agresivă în vorbe și atât de dură și o să fiu mai liniștită, pentru că așa e normal. Am și eu scăpările mele, ca toți, că ne mai enervăm, mai țipăm, mai luăm la bătaie așa la figurat, că nu stăm să ne batem aici. Da, eu când am spus că nu ești potrivită pentru emisiunea asta, am spus-o în contextul în care această emisiune este un cumul de situații, un cumul de abilități și capacități pe care trebuie să le aibă o femeie stilată. Îmi demonstrase-i și până atunci din comportamentul tău că ai unele scăpări la nervi, în contextul respectiv mai șocat și în continuare îmi susțin părerea. Ești superb îmbrăcat astăzi. Mulțumesc. Dar nu este vorba doar despre asta. Da, crezi că își va putea stăpâni această impulsivitate, să zic, pe viitor, Diana? Nu știu, crezi nu știu că și-a dat seama? Zic, pentru că lucrurile au fost foarte spontane. A fost o reacție foarte spontană și nu știu dacă vreodată, eu nu o să mă port cu mânuși cu nimeni, doar pentru că mi-e frică că poate o să se ajungă la violență. Eu le-am spus fetelor, mie mi-e frică de situația asta, pentru că nici eu nu sunt un om care să stea să se lovească în el, fizic vorbind. Adică nu stau așa și tu dă, că eu primesc. Nu o să mai fac lucrul ăsta, o să am reacții normale. O să explic totul ce nu-mi place și sper să fie ultima dată. O să mă controlez. Diana are fix reacțiile mele, doar că eu am învățat poate un pic mai repede să le conțin. Eu, imaginea asta pe care o am vis-a-vis de ea e deja creonată și mi-e greu să cred că aș putea să-mi o mai schimb. Pentru mine nu este o femeie stilată. Jasmine, vrei să spui ceva? Te-am văzut zâmbind. Nu, așa. Doar îmi făcusem așa în minte o imagine. Deja aveam scenariul în cap, ceva ce evident că nu vreau să se întâmple, cum încep să se bată. Mi s-ar părea absolut nu e adevărat, ridicol, nu e. Na, la un concurs de stil, totuși. Că a spus că și Arda înapoi și păi deja îmi imaginam. Dacă te-ar lovi cineva, nu te-ai apăra? Aș fugi. Cum să fugi? Eu fug, eu nu stau la lupte, eu fug. Bine, nu cred că e cazul să ajungem acolo, Doamne ferește, fetelor. Totuși, vorba voastră, suntem într-un concurs de stil și atitudine. Așa este. Nu, așa. Diana? Da, așa este, corect. Mai în glumă, mai în serios, Iris, ai făcut o comparație în culise. Ai spus că Diana ți amintește de cineva. Mie asta mi-a amintit de o fost o concurență brau în stil, care nu pot, adică este definiția stilului din punctul meu de vedere. Să cităm o mare doamnă, mamă, ce-o fac asta? Păi de acum, asta e cam pe acolo. Este vorba despre Andreea Tonciu. Adică mie mi s-a părut un moment de Andreea Tonciu ăla. Era mamă. Sper să nu fie cazul. Ea, din câte am înțeles, este și capabilă. Sper că la tine nu e cazul. Da, mă, dar a fost pusă din suflet, așa, Diana a zis-o... Asta vreau să zic și eu, mie nu mi s-a părut că a zis-o, adică nu a țipat, pur și simplu a zis, mamă, se lasă cu bătaia, adică cumva a fost păi așa când a interiorizată că... cumva. M-au comparat cu Andreea Tonciu, au zis că eu mi-a adus aminte cum a chestia, nu e un lucru rău, Andreea Tonciu e foarte, mi-e place foarte mult de ea, dar mă rog, adică eu sunt Diana Brescan, asta sunt eu. Când am momente mai bune, când am momente mai rele, atunci m-am enervat. Eu nu înțeleg comparația asta între Andreea Tonciu și o persoană care țipă. Andreea era ea, naturală, de ani de zile. Nu văd de ce o ia lumea ca pe o etichetă de o persoană agresivă sau mai știu eu ce. Diana e Diana și punct. Și agresivitatea ei nu are nicio legătură cu... felul în care se manifestă Andreea. Uneori mi se pare că fața ei sincer, e Iris, în concordanță cu vorbele pe care le scoate. Dacă tot facem comparații, mie mai degrabă modul în care a țipat la mine, asta mi s-a părut că seamănă cu atitudinea Andreei Tonciu. N-am văzut momentul. Sincer. Trebuie să gândim o strategie. Ce facem? Cum facem? Nu există așa ceva. Deci, nu mai deja... veni aici să minți! De mai degrabă decât modul în care s-a exprimat Diana. A țipat? Nu, a zis că e scârbă și greață. Aza? Da. Ce zici de această comparație? Da, mi se pare funny. Adică Diana oricum nu i-a mai vorbit de Andreea Tonciu. Adică a mai venit vorba de Andreea Tonciu. Nu e ca și cum... dar Iris n-a zis un nume de rău așa, ca și cum... A fost ceva... Dar tu ai auzit ce a spus Jasmine un pic mai devreme. Nu? Nu? Că n-am auzit poți nici... să-i repeți, Jasmine, te rog.
am spus că mai degrabă modul în care tu ai țipat la mine în emisiunea trecută mă face să mă gândesc la comportamentul Andrei Tonci, mai degrabă decât modul în care a spus Diana că se termină emisiunea cu bătaie. Dar scuză-mă un pic, eu am țipat la tine pentru un adevăr. Andrei Tonciu probabil țipa, nu știu de ce, țipa de fanii. Adevărul înțelegi? Tău, că până la urmă și da, adevărul ăsta e subiectiv. Dar știi care este adevărul în momentul subiectiv. De față? Pentru că le controlez pe fetele Iris, Alexandra și așa și am văzut că intervii, se bat sub pielea lor, da? Și eu zic mai bine să stăm... Ce fac? Da, da, da. Ce vorbea Alexandra și după interveneai și tu. Că dacă așa este, că nu știu ce, acum ce vrei să faci, te bați sub pielea fetelor? Că n-am înțeles-o. Lasă să vorbească fetele și după vorbi și tu. Da, revenind la ce spuneam, mi-aduc aminte perfect modul în care a țipat la mine și modul în care s-a exprimat și... Îmi pare rău că nu mi-ai zis atunci pe loc și mi-ai zis abia acum. Ți-a venit acum în cap că am țipat eu la cum tine? Cum se întoarce roata? Doamne, cum se întoarce roata? Asta, sincer, atunci am fost șocată. E că zic sincer că am fost șocată. Eu nu știu să răspund la astfel de comportament. Păi normal că nu știi, ești nebună. Sincer. Ce era să mă apuc și eu să țip la ea? Nu pot. Cum se întoarce roata, Rebecca? N-am înțeles. Păi nu, vă aduceți aminte de marea prietenie și am fost blamată că Alex să rămân neutră. Ia uite cum s-au întors acum. Vezi cum se întoarce tot timpul. Acum să vedem ce alianțe mai pornim. Nu, eu nu vreau să fiu nici neutră și puternic. Nici nu vreau să intru nicio alianță. Nu cred că am nevoie. Păi și atunci cum o să faci? O să-mi văd de treaba mea. Asta nu înseamnă că sunt neutră. Ea și-a văzut de treaba ei, dar cu toate fetele, mai mult cu mine și cu Andreea, sau mai mult cu Andreea, poate. Ea și-a văzut, ea a fost pe drumul ei, știi? Dar cumva a fost și pe drumul Andrei totodată, dar tot pe drumul ei a luat-o. Da, eu de acum încolo, sincer, o să aleg să o ignor, pentru că mi se pare că nu are niciun argument plauzibil. Mi se pare că doar... Nu știi... Are răutăți. Nu, adică nu văd esența din lucrurile pe care le spui. Lasă că cuvintele astea aruncate probabil de mine o să le vadă lumea de acasă și vedem după ce va fi. Andreea, te tot văd că chicotești acolo cu Iris. Te amuză ce spune Jasmine? Nu mă amuză. A spus că nu aude și am spus, dar nu știi despre ce e vorba. Adică același lucru spuse în repetate rânduri, că nu înțelege, că nu știe despre ce e vorba, știe exact despre ce e vorba și cred că nu ar trebui să se mai prefacă în continuare. Eu nu mă prefac. Nu m-am prefăcut niciodată în această emisiune. În schimb, alții au făcut-o. Cu Maza? Deloc, nu s-a prefăcut deloc. Eu de-aia am țipat la ea, că s-a prefăcut. Nu, ea a țipat atunci, pentru că... De ce am țipat ea? Ai țipat, ai spus că eu mint, pentru că am zis că în momentul în care am intrat în culise, în vestiar, Andreea s-ar fi uitat în gol și ar fi spus că voi trebuie să faceți o strategie. Și ai țipat... Nu are logică ceea ce spui. De ce aș fi spus lucrul ăsta de față cu tine? Și mi-ai spus că eu mă plimbam în culise. Respectiv, în momentul respectiv, poate eu încă făceam parte din planurile tale, însă ulterior, te-ai gândit mai bine, te-ai dus acasă, nu mi-ai răspuns la mesaje, ai continuat să vorbești cu Aza și apoi Aza a venit chitită în emisiune să spună faci program, nu știu. Nici măcar dacă eu asta am vorbit și asta m-am zis. Mă rog, și Aza, crezând că mint sau nu știu, a avut acea reacție în care adică a țipat, în care s-a răspit efectiv față. La mine. Azi era de față. Da, era de față, dar se uita în telefon, își comanda de mâncare. Acum și nu mai zici că mă plimbam în culise? Parcă da, da, te plimbam, în adevăr, prin culise, îți făceai bagajul. Mă uitam pe telefon și te uitai așa și mă telefon. Plimbam, comandam de mâncare, nu? Aza, asta s-a întâmplat. Avem și niște filmări de acolo, din culise, oricum, vreau și să le văd. Da, și eu mi-aș dori de telefon, să fie chiar audio. Zis de mâncare, a zis după ce ai spus tu. După ce am spus eu, știu. Mie reacția lui Aza mi se pare, oricum că mi se pare, este 100% naturală. Asta și mai mult subliniază faptul că Aza efectiv acum își spune părerea ei, pe care probabil o avea, dar nu a spus-o că mă înțelegeam și eu cu Jasmine, mă înțelegeam și cu ea și atunci poate n-a considerat că trebuie să spună această părere. Eu susțin în continuare faptul că Andreea a spus ce a spus și cu asta merg mai departe. Ăsta e adevărul. Asta s-a întâmplat. Nici măcar n-are logică. Da, uite, de exemplu... Nici măcar n-are logică. Are logică. În clipa de față, mi se pare că sunt mai multe persoane care susțin același lucru și tu susții o chestie diferită. La fel cum a fost și cu mine, de-am zis cu bijuteriile, tu ai zis că nu le-ai aruncat, nu cred că fetele din producție m-ar fi mințit că ai aruncat alea. Nu e vorba de mințit, e vorba că
dacă ai greșit sau așa cu o chestie, mai bine o accepti. Cu ce să greșesc dacă asta am auzit? Nu înțeleg la ce te referi. Și legat de bijuterii, am spus că erau într-adevăr pe valiza mea și eu le-am luat și le-am pus pe scaun. Dar nu le-ai luat și le-ai pus pe scaun, că erau aruncate, adică s-au rupt, efectiv s-au zgâriat și s-au rupt. Nu le-am aruncat eu, ți-am zis. În marea majoritate a cazurilor găsim lucrurile lui Jasmine aruncate peste tot și bagajul ei mereu desfăcut, trebuie să facem slalom printre lucrurile ei. O cred că e bătăioasă și în momentul ăla, înainte de gală, când da, lucrurile merg fast forward și se grăbește toată lumea, a avut un exces de zel și nu a mai gândit în momentul ăla neapărat. Adică nu cred că a făcut-o intenționat să-i strice lucrurile Rebecca-i. Jasmine are tendința asta să o țină pe aici și mi se pare că în clipa de față, dacă nu mă înșel, cred că toate concurentele au avut ceva personal cu ea. Poate că problema nu e la toată lumea și la tine, nu. Poate și tu ai o problemă și felul în care pui problema face să, știi, te face să devii atacată de toată lumea, într-un fel sau altul. Aș vrea să vorbim și despre ținuta pe care o propune Diana pentru această ediție. Andreea. Îmi place foarte mult ce ai făcut cu acest costum. Îmi place acel tiul pe care l-ai adăugat. Faptul că ai pus accesorii aurii la acest costum gri îmi place foarte mult. Nu știu ce ai în picioare. Niște sandale. Ah, tot aurii. Îmi plac. Adică, na, ar fi putut fi puțin mai frumoase, dar sunt alese potrivit, cel puțin cromatic. Îmi place mult geanta și cum ți-ai făcut părul. Mulțumesc, mersi mult. Mulțumesc. Draga mea Diana, jurații te așteaptă. Sunt curioasă cum văd ei ținuta ta din această ediție în fața lor, te rog. Bună seara, Diana! În momentul ăsta văd un decolteu de Occident și un voal de Orient pe tine. Știi, e o combinație. Altfel, partea de sprâncene astăzi nu-mi place. Atragi foarte mult atenția în zona respectivă, tocmai pentru că ți-ai eliberat foarte mult fața și par foarte grafice, foarte desenate și nu sunt obișnuit cu tine așa. Te-am văzut până acum cu o frumusețe extrem de naturală, iar acum acest ceva pe care l-ai făcut la sprâncene te duce într-o zonă extrem de artificială. Apropo de povestea aia de Orient pe care voalul mi-o inspiră. Am înțeles. Înțeleg ce vrea să spună Alex cu acest șal. Costumul îți vine superb. Cercei îmi plac foarte mult. Griu, cum se îmbină nuanțele de auriu cu gri. E un lux, să știi, care mie îmi place foarte mult. Oh, mulțumesc! Foarte mult. Ce bucuroasă! Foarte mult și mie îmi place lucrul, să știi că m-am uitat la tine de când ai intrat. Dacă aș... Bine, să ne înțelegem. Canta, da. Ținând cont de Brava Stil, cercei îmi plac sandale. Dacă tu ținuta asta unul la unul o iei și schimbi accesorizarea cu ceva mai pe lux, poți să te duci liniștită de la Monte Carlo unde vrei tu. Oh. Nu cu geanta scoică. Am înțeles. Care are în ea niște ce ai, niște bile în geant. Niște bijuterii, că am crezut că nu o să-mi ajungă. O trimis la Judith Lieber, unde o trimis? La Judith Lieber mi-ar fi plăcut. Da, și mie. Să știi că ținuta e bună, ai intuit foarte, foarte bine. Mulțumesc. Diana, bravo, ai stil. Mulțumesc, mulțumesc mult. Decolteu, vis, tot. Nu e prea Diana, mult? Ai Diana, ai o gamă cromatică bine ținută sub control, dar din păcate pentru mine este mult prea liniar și mult prea one note pentru Bravo, ai stil. Dos gardenias para ti. Bravo, stil. Mulțumesc, Moritz, mulțumesc. Felicitări, Diana. Vorbește cu telespectatorii, te rog. Dragii mei, mie mi-a plăcut foarte mult ținuta mea de astăzi și mă simt foarte bine. Am încercat ceva nou și să votați la indicativul 2, la 1220. Vă iubesc. Mulțumesc.